Peste 1000 de pompieri se luptă cu un incendiu monstru în sud-vestul Franței, care a distrus deja aproape 7000 de hectare de pădure, spun oficialii. Conform Observator News, mii de pompieri luptă în prezent în Franța cu incendiile de pădure reizbucnite pe fondul valurilor de caniculă și a lipsei ploilor. 8 incendii majore ardeau miercuri seară în Franța. Este un monstru, a declarat reprezentantul pompierilor. Vântul puternic și temperaturile ridicate îngreunează operațiunile de stingere a incendiilor. Este prima dată când vedem un astfel de incendiu, a declarat pompierul francez. Înainte de evacuare, unii dintre localnici s-au urcat pe acoperișuri, deoarece flăcările se apropiau rapid de casele lor. Orașul a ajuns să fie fantomă. Toți cei 2000 de locuitori de aici au fost nevoiți să fugă. În regiune sunt temperaturi de peste 39 de grade Celsius. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Austria, Germania, Grecia, Polonia și România vin să ajute Franța în lupta cu incendiile. Așa arată solidaritatea europeană, a scris el. În această vară, Franța și alte țări europene s-au luptat cu incendii mortale, declanșate de temperaturi record și secetă pe tot continentul. Peste 1000 de decese au fost atribuite caniculei din Portugalia și Spania. 4 avioane din flota UE de stingere a incendiilor au fost trimise în Franța din Grecia și Suedia. În urma unei solicitări din partea autorităților franceze pe fondul reizbucnirii incendiilor forestiere care devastează zone întinse din sud-vestul țării, a anunțat joi Comisia Europeană. În plus, echipe de pompieri din Germania, Polonia, Austria și România au fost trimise pentru a ajuta pompierii francezi din cadrul mecanismului de protecție civilă al UE, a precizat Comisia. UE este deplin solidar atunci când o țară se confruntă cu o situație de urgență, a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor. Grecia va trimite 2 avioane, iar Suedia 2 Air Tractor. Comisia Europeană a declarat de asemenea că satelitul Copernicus al UE a fost activat de Paris pentru a colecta date esențiale pentru primele echipe care vor interveni în zonele devastate de flăcări, relatează Observator News.